Compania Multelecom, bună seara. Ce putuți receptor ne tehnolog, ha? Alo, domnule. Eu nu mă știu un minut, am greșit cu văzut cu de vă arată, te canale vă arată. Ce domnule, eu vă sunat de 5 de ori, ora 6 le dam. Scuzați dumneavoastră, ați vorbit cu alt... Dar pe mine mă poate, mă, voi mai știți banii, cum plătesc? Domnule, dumneavoastră, aveți întrebări tehnice. Nu, avem cu de nu vin, te înțeleg, și ești. Aveți probleme cu televiziunea, da? Băi, băule, uite la NTV cum arată rău televizorul. Lăsați-mă să verific datele dumneavoastră. Bă, vine o mâine la Mod Telecom și ala, băgava și a mamei voastre, băi. Băi, tu te ia sau ești debil, bună seara, aveți o problemă? Băi, debilule, eu și pizza am comandat, care-i problemă? Domnule, haideți să vorbim calm. Băi, eu te întreb și pizza am comandat, că vin mâine și-ți o în cap. Tu care, domnule, ce pizza am comandat eu? Spuneți-mi, vă rog, adresa ca să pot verifica comanda. Băi, eu cui banii plătesc, ai debilule? Eu cui banii plătesc? Domnule... Băi, eu banii, cui plătesc, te întreb? Domnule, spuneți-mi adresa sau un număr de telefon ca să pot verifica detaliile comenzii. Ia, băi, tu ești debil cu tătul, eu te întreb, ce pizza am comandat eu, pe foaie, uite, ce pizza am comandat eu și ați livrat voi? Eu am zis pizza fără și apă. Păi dacă îmi spuneți adresa, vă zic imediat. Băi, debilule, care adresă să-ți spun? Uite, pe foaia așa e, așa am scris, tehnolog, eu am zis pizza fără și apă. Să înțeleg că ați primit o alt fel de pizza decât ați făcut dumneavoastră comanda. Asta e problema. Nu, e problema e când eu adus la McDonald's. La pizza. Dar dacă nu-mi spuneți o adresă, nu vă pot da detaliile comenzii. Băi, debilule, băi, și adresul să zic? Eu zic să te uiți, băi, pe foaie și acolo. Băi, pe voi vă alegi acolo după cât de normal sunteți, băi. Eu pe foaie zic să te uiți. Pe care foaie? Ia, nu, tu, băi, să mă scoateți de minți, băi. Uite pe foaia de boală, băi, la tine, că tu ești bun, la Dumnezeu, măi. Voi. La Octavian Goga 26 livrat. Așa, Goga 26. Stați să verific. Ia, e verifică. Eu o să-mi dau tu. Voi verifică. Așa, deci aici scrie o pizza capriciosa. Și voi 6 livrat. Asta am trimis. Băi, dar pe eu deși te sun, măi, tehnolog. Eu te sun, chem la ziua mea de naștere sau deși te sun. Eu îți spun că am comandat pizza fără ceapă. Deci la dumneavoastră cu ceapă, nu? Ia-i, tu ori te pricălești de mine, ui. Băi, debilule, eu urlu de jumătate de ceas în că eu nu mănânc ceapă. Și ne-ați adus pizza asta cu ceapă, și tu mă întrebi dacă e cu ceapă? Păi da. Băi, tu, ia, băi, tu ești Olea Melnic, și nu ești. Zi-mă, dacă ești Olea Melnic, știu să mă râd, mă, că tu, ori ești Olea Melnic, ori ești debil. Nu mănânc ceapă, și asta e pizza cu ceapă, mama măță de ceapă. Domnule, este imposibil ca noi să fi greșit cu ceva. Dar am putea să vă livrăm o altă pizza din partea casei. E imposibil, ei, tu-ți bagi joc de mine, eu vin mâine și vă bag în cuptorul și ăla piteț. Când ai să vii tu cu pizza? Noi facem livrarea foarte repede. Tu nu ești debil de capă, eu vorbesc cu nenormal la telefon, în loc să... Băi, tu ți-ai foame, băi? Nu? Da, nini, e foame, băi, tu înțelegi? Când ai să vii cu pizza aceea? Da, și așa e. Iertați-mă. Puteți să luați pizza în fața dumneavoastră și să-mi spuneți ce aveți pe ea. Ia, eu, și zile am ajuns, eu, scrie! Cârnați! Măsline! Șperși! Și șapă, din mama mă, să iei de șapă! Băi, domnule, asta nu-i pizza dumneavoastră, e altă pizza. Băi, tu, cum e și altă pizza dacă eu am comandat-o? Ia stai, Oleac! Tania! Ți-ai luat pizza cu șapă? Da. Ia, alo,
Băi, scuză-mă, femeia mea și-a luat cu șapă, eu... Când mănânci cu șapă de când te... Scuză-mă. Scuză-mă, te rog frumos, că e bună și asta cu șapă. Noapte bună. Noapte bună. Tania, și nu ne-ai zis să-i lua cu șapă? Nici cu ăștia de la Mall Telecom nu m-am sfătit că cu ăsta, mă, te... NTV-ul și nu merge!